susținem businessul cu informație de calitate UniCredit Bank Salariile au crescut în România în euro mai mult decât în Germania, Franța sau Olanda. Conform datelor de la statistică în iulie 2022, câștigul mediu salarial, adică salariul plus prime plus bonusuri a fost de 3975 de lei net. În creștere cu 12,1% față de iulie anul trecut. În același interval, inflația a fost de 14,9%. Așa că, statistic, avem o scădere reală a câștigului mediu salarial net de 2,8%. Dacă însă ne uităm la câștigul salarial în raport cu evoluția cursului leu-euro în același interval, lucrurile sunt total diferite, într-un sens pozitiv pentru noi. În iulie 2021 am avut un curs de 4,91 lei pentru un euro, în timp ce în iulie 2022 cursul valutar a fost de 4,93 lei pentru un euro, ceea ce a însemnat o creștere de doar 0,4%. Dacă împărțim câștigul salarial mediu net la cursul leu-euro, în iulie 2021 avem un câștig net de 721 de euro, iar în iulie 2022 avem un câștig net de 806 euro, ceea ce înseamnă o creștere de numai puțin de 11,7% în euro a câștigului salarial net. Nici nenții, nici francezii, nici olandezii nu au avut o asemenea creștere salarială într-un an, de peste 10%. Acolo creșterile salariale sunt de 2 sau 4% pe an. Dacă în lei pierdem putere de cumpărare pentru că inflația în România este cu mult mai mare decât creșterea salarială nominală, datorită stabilității cursului valutar, în euro salariile au crescut substanțial în România. Bineînțeles că această creștere în euro depinde de evoluția cursului valutar și nu putem trăi la nesfârșit cu această stabilitate valutară în condițiile în care România acumulează lună de lună dezechilibre macroeconomice mari, respectiv deficitul comercial, deficitul de cont curent și deficitul bugetar sunt cu mult peste capacitatea pe care o are economia de a le plăti. La un moment dat, cursul valutar va crește, dar să sperăm că nu va fi ca în 2008-2009, când creșterea a fost de 30% în câteva luni. Însă, trăind în prezent, trebuie să salutăm această creștere a câștigului salarial din România în euro. Procentual i-am depășit chiar și pe nemți. În business e important să iei decizii informate. Nu rata următoarea emisiune Unicredit Bank.